De data asta nu pentru Iuliana, ci pentru părinții mei. O să-mi fie foarte greu, pentru că când îi făceam forță Iuliana, nu era nicio problemă, ea nu se trezește. Dacă pui muzică, dacă te miști, dacă ceva pe față, bla, bla, bla. Dar părinții mei de la US simt așa atingere să trezesc. Și cu cica. Nu mă gisita, te rog. Te iau. Din păcate această farță nu a ieșit, pentru că ei se trezesc de la fiecare atingere. Ce facem? Eu nu mă opresc aici și eu lor trebuie să-l fac o farsă. Я на дом вот там ушел. Вот смотрите на. Мама так мачо облекает. Bun, pot să vorbesc tare. Deci, ca să înțelegeți, dacă am trecut o săptămână, două săptămâni de când am încercat să o disenez pe mama și nu mi-a ieșit, așa că mi-a venit o nouă idee de farsă! Avem nevoie de o boxă! Voi conecta telefonul meu la această boxă și am înregistrat un țipăt pe care chiar și îl asculti încet la telefon, rămâi fără urechi, dar de la boxă o să resune în tot blocul. Deci ca și cum farsă pentru tot blocul, tot blocul se va speria de la acest sunet. Este un țipăt, o să-l pun acum, doar aveți grijă pentru că poate să vă doară urechile. Atât de grav, dar o voi conecta la boxă și voi pune această boxă într-un dulap și o voi ruga pe mama, ca de exemplu dacă o voi pune într-un dulap cu câini, da? O voi ruga pe mama, mama, dă-mi te rog un o cană cu apă, da? Mama va deschide dulapul și atunci voi apăsa play pe sunet și va răsuna acel țipăt de mama se va speria de nu aveți idee. Hello, eu m-am spălat pe cap, acum mă îmbrac, mama trebuie să vină. Ok, o să pornesc boxa. Iuca, iuca! Uși, Oania! Așa, și astăzi am gândit să fac un vlog. M-am liniștit. Vreau doar să vă spun că această rețetă pe care v-am arătat-o este o rețetă foarte simplă. Și, mă rog, la fel de delicioasă. Și dulce, adică, ca să te ridici, eu, zahărul, înlocuiesc cu banana. Adică mâncarea, la fel de delicioasă, cu banana.
frate. Plăcere. Prătoaie-ți, papa. Hai. Mă filmează. De ce mai filmezi pe Miliana? Cum vlăși cum ai venit acasă de dată, Leo, Leo, și m-am pus să am luat o pauză, nu mai filmez. Am pus să-mi dai, te rog, o cană, am nevoie de o cană. Nu mă teamă, da. Măi, dar am vrut să doamne, am crezut că ai să-ți schimb de la apă, că nici mă uitam ca părinte, dar tu te tei. Arat și-ți mă teamă. Ia, hai. Doamne, vedește, te faci lui Iuliana. Măi, am crezut că ai să-ți schimb de la apă, bă. Doamne, vedește, Ana. De ce-ți părinte, nici n-am văzut. Măi, deci, de dată, eu deja, după ce am văzut că mama pleacă, eu am văzut că mama deja deschide dulapul. Dar n-am văzut că ea s-a plecat să arunce ceva sau habar. Nu să arunc, eu m-am ridic. Să ridic un... Trebuie acolo ceva să fie. Ai crezut că deschide dulapul și am părinit și după mi-am dat seama că... Na. Hai să încercăm asta cu Iuliana. Eu am ajuns acasă! Da, m-am schimbat. Iuliana, ce faci? Mâncare. Iuliana, poți te rog să-mi dai o cană? Timplor foarte mult. Foarte mult timplor. Te rog. Mă rog pe Iuliana să-mi dai o cană, că apă trebuie urgent, te rog. Nu fac mâncare, nu. Nu ai nimic să vreau. Mama. Mai las. Mai trebuie sau nu? Nu te-ai spariat. Dar și buze. Chiamă-l pe tata. Care-i mai pasă, mai mărășe? Tata! Stai, vorbești la telefon. A, poți să-mi dai, te rog, o cană pentru vlog, îmi trebuie o cană. Nu mă duc eu, mă duc în tata. Nu-mi sparii nici tata. Nu-mi sperii nimeni, doamne, doar mama să sperii. Doar mama să sperii alta, așa că la această fel să spun mama. Pentru că era noaptea. A fost noaptea, Iuliana, a deschis dulapul. Măi, dar chiar. Trebuie noaptea. Bine, sper mult că v-a plăcut acest vlog. Vă pup, pa, ne vedem data viitoare.